Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se numește Extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova și Ucraina, o prioritate pentru Europa și lumea liberă. La întâlnirea la vârf care va avea loc în aceste zile la nivelul Consiliului European, trebuie să vedem că liderii europeni regăsesc resorturile prin care se ia o decizie cu adevărat importantă din perspectivă istorică, dar și din perspectiva protejării libertății și siguranței și securității în Europa, respectiv deschiderea negocierilor de aderare pe capitolele de aderare la Comunitatea Europeană pentru două state, Ucraina și Republica Moldova. De ce este important acest lucru? În primul rând, în noul context geopolitic determinat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, ar trebui cu toții să înțelegem că valorile sunt mai importante decât criteriile procedurale, decât birocratismele, decât cerințele care câteodată tind să fie de-a dreptul exagerate. Și spun acest lucru ținând cont de faptul că lumea de astăzi, în 2023, este într-o cu totul și cu totul altă paradigmă sub toate aspectele față de lumea de acum câțiva ani. Un război în Europa, o agresiune a unui stat împotriva altui stat, o realitate care părea imposibilă după cel de-al doilea război mondial, este ceea ce vedem astăzi sub ochii noștri și ceea ce ar trebui să determine hotărâri ferme ale Europei și ale spațiului euroatlantic în ansamblu cu privire la susținerea Ucrainei ca țară agresată, dar și a susținerea celorlalte state care sunt în această procedură, care sunt state candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Iar noi, ca români, avem interesul direct, ca cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, să se regăsească în Comunitatea Europeană, iar liderii europeni să nu mai amâne ori chiar să tergiverseze această procedură de deschidere a capitolului de negociere pentru Republica Moldova. Cred că este fundamental pentru frații noștri români de peste Prut ca acest pas să se producă în următoarele zile, iar acesta provine ca o asigurare a parcursului european în Republicii Moldova și vine odată ca o formă de apărare a intereselor Republicii Moldova de a fi ferită de orice formă de agresiune din partea Rusiei, inclusiv agresiunile de tip hibrid, inclusiv agresiunile subtile pe care Rusia le-a desfășurat adesea, nu doar în acest spațiu ex-sovietic, ci inclusiv în Republica Moldova, care face parte și ea, din păcate, din ceea ce reprezintă moștenirea tristă a Uniunii Sovietice. Un alt lucru foarte important pe care îl subliniez și care mi se pare fundamental pentru noi toți este acela că deschiderea negocierilor Uniunii Europeană cu Republica Moldova înseamnă apropierea Republicii Moldova de România și înseamnă un pas înainte către unirea celor două state românești. Pentru că eu cred cu tărie că nu putem fi Uniunea Europeană decât o singură națiune română, puternică, liberă și demnă. Cred că granița de la Prut pusă de doi criminali trebuie să dispară cât mai curând și am convingerea că nu mai putem să băltim în această așteptare inutilă ca alții să facă ceea ce avem noi de făcut. Așadar, unirea României cu Republicii Moldova cu România este este perfect congruentă și convergentă cu proiectul european al Republicii Moldova. Și am convingerea că liderii europeni vor înțelege că Ucraina și Republica Moldova nu pot fi lăsate în afara Uniunii Europene în bătaia viscolului rusesc. Vă mulțumesc.